Bun găsit! Astăzi discutăm despre ceața mentală. Psihoterapeutul Nadia Gorduza este alături de mine și ne va spune de la ce apare, care sunt simptomele și cum o putem combate. Avem sfaturi importante pentru perioada anxioasă prin care trecem acum. Așadar, ce este ceața mentală? Cum o putem recunoaște? Ceața mentală e acea senzație pe care o ai când te trezești dimineața, încerci să te gândești la ceva și nu reușești sub nicio formă să-ți aduni gândurile. Pentru că creierul, de fapt, partea cognitivă nu reușește să funcționeze și e datorată foarte multor factori. De exemplu, ar putea fi lipsa de somn, stresul cronic, demența, depresia, perioada perimenopauză, consumul excesiv de alcool sau consumul excesiv de droguri. Foarte multe, o parte din patologia tiroidiană sau chiar, de exemplu, deficiența de anumiți nutrienți sau de vitamina B12 care îți dă pe termen lung o epuizare. Sau ele se interconectează, că, de exemplu, lipsa de somn duce la depresie, depresia la rândul ei duce la lipsa de somn și toate acestea, poți să ai două sau trei din aceste patologii, nu îți dai seama și la un moment dat simți că orice ai face, oricât de mult încerci să te gândești, nu reușește, ca și cum nu reușești să pui niște piese de puzzle cap la cap, nu le poți conecta între ele. Poate apărea dintr-o dată? Sau putem avea mai multe episoade de acest gen în viață? Putem avea multe episoade, dar nu apare dintr-o dată, pentru că majoritatea patologiilor pe care le-am descris sunt patologii cronice, deci în principiu este un efect cumulativ în timp și atunci nu apare dintr-o dată. Dar e bine să știm că de foarte multe ori spuneam, n-am dormit bine azi noapte, nu contează, o să mă adun și încep să beau foarte multă cafea sau încep să consum tot felul de stimulente. Nu este o soluție, pentru că trebuie să văd care este cauza, astfel încât să rezolv cauza, nu să trate simptomul din acel moment. O putem confunda și cu o astenie de primăvară, că tot suntem acum în primăvară și după ce că avem această schimbare de temperatură, avem și situația anxioasă în care trăim. O putem confunda cu astenia primăvară și foarte multă lume mai confundă și cu, nu știu, dacă a mâncat seara prea mult sau dacă a băut după o anumită oră. Dar dacă totuși situația persistă câteva săptămâni la rând, e cazul să-mi dau seama sau să mă gândesc că e cazul să apelez la un specialist și în special să merg la un medic să văd dacă nu cumva este o cauză medicală și o patologie care se poate ducă la așa ceva. Deci, metoda de prevenție nu prea există pentru că nu știm de la ce apare oarecum, nu. Care este fondul. Prevenție, ba da, ar putea exista prevenție dacă ne gândim evident la stilul de viață. Adică, de exemplu, o dietă mediteraneană întotdeauna ne va ajuta să prevenim acest lucru. Să fim foarte atenți când dormim. Foarte multă lume spune, domnule, și președinții, cei care au fost cei mai de succes, trebuie la 5 dimineața. Nu este o soluție să dormi 4-5 ore pe noapte. Ar trebui să dormi 8 ore pe noapte pentru că de atât are nevoie creierul ca să-și revină. Deci, din punct de vedere al prevenției, ar fi stilul de viață. Dar există și foarte multe tips and tricks-uri, ca să spun așa, care ne-ar putea ajuta în condițiile în care am rezolvat partea medicală și cu toate astea încă mai avem nevoie. Spre exemplu, am putea să ne antrenăm creierul. Sunt multe persoane care ajung în faza aceasta de ceață mentală dacă aplică acel multitasking, adică fac, dacă se poate, 2, 3, 5 lucruri în același timp. De multe ori mămicile știu asta când au încotro. Sau oamenii care lucrează foarte mult. Soluția ar fi dacă am putea pentru o perioadă să ne axăm cel puțin pe o sarcină care presupune concentrare cognitivă, să ne axăm doar pe una dintre ele. Adică, nu știu, scriu un e-mail cu o mână și pot să mestec într-un, nu știu, să fac ceva de mâncare, dar nu pot să vorbesc la telefon și în același timp să scriu și un mesaj, pentru că asta presupune că trebuie să mă concentrez în două direcții diferite. O altă soluție ar fi să ne antrenăm memoria. Spre exemplu, dacă noi doi acum am citit un articol, să ne luăm 10 minute pauză după și să ne gândim la acel articol, să vedem ce am reținut din el. Asta e un mod în care ne antrenăm memoria, cel puțin cea de scurtă durată. O altă soluție ar fi ca, de exemplu, sarcinile repetitive, care noi le facem în fiecare zi, cum ar fi, nu știu, mersul la birou cu aceeași mașină pe același traseu sau anumite ritualuri zilnice, să schimbăm modul în care le facem. De ce? Pentru că punem mintea la lucru într-o direcție care ea a ajuns să o facă pe automatism și atunci nu mai muncește și rămâne acolo în starea aceea de, cum spuneam, de ceață mentală. Adică să nu mai punem Waze-ul și să ne concentrăm singur la drum. Exact, să încercăm. Să încercăm ca să-i dăm, de fapt, trebuie să-i dăm minții noastre de lucru. Această ceață mentală apare doar la maturitate sau poate apărea și în adolescență, de exemplu? Eu cred că poate să apară în adolescență, iar din patologia pe care ajunge la mine sunt foarte mulți adolescenți care vin și spun nu reușesc, citesc ceva și îmi dau seama că nici măcar nu știu la ce rând am ajuns, nu se pot concentra. Online-ul a distrus foarte mult copiii în perioada pandemiei și copiii nu mai au capacitatea de atenție. Evident, o parte dintre ei, cu siguranță, dacă ar fi investigați, probabil că ar avea un deficit de atenție, adică o condiție patologică parte din ADHD, dar mulți dintre ei au pur și simplu această epuizare, oboseală cronică, care se manifestă și cu partea de ceață mentală. Apropo de această anxietate în care trăim, oarecum cu toții, în această perioadă de incertitudine, această ceață mentală poate apărea
acum și să dureze până când se termină, dacă s-o termina această perioadă? Eu sunt convinsă că o mare parte dintre noi suntem în această situație, pentru că trăim într-o stare de stres cronic de mai bine de 2 ani și ceva. Tocmai, întâi am avut pandemia, acum avem războiul. Exact, stresul acut e până în 2 săptămâni. Tot ce este peste 2 săptămâni înseamnă o cantitate foarte mare de noradrenalină și în același timp de cortizol și atunci acest stres cronic contribuie la ceața mentală. Plus că noi acum suntem într-o situație de incertitudine, o situație reală de amenințare, nu una imaginare, oare ce mi se va întâmpla, e o situație reală și în momentul în care nu găsești o soluție, evident că mintea ta începe să croșeteze diverse scenarii, de cele mai multe ori negative și te pierzi în ele și atunci, în loc să-i dai minții tale de muncă într-o direcție în care să ia acțiune sau să facă ceva, săraca stă acolo ca și cum ar turna mai multe episoade sau mai multe filme în același timp, negăsind de fapt soluția pentru a face față situației în care suntem. Și la un moment dat obosește, că de fapt ce este ceața mentală? Ajuns să fie obosit. Păi și ce e de făcut în astfel de situații? Să trăim în prezent sau să nu ne mai facem filme, între ghilimele, sau scenarii? Ce e de făcut? Un lucru foarte simplu, să ne focusăm în primul rând pe acțiune și nu să trăim într-o scenarită, pentru că aceste situații sunt în afara controlului nostru, noi nu putem controla ce se întâmplă. La urmă, nu există soluții pentru absolut orice. Important este să am mintea suficient de clară ca să le găsesc. Îți mulțumim mult pentru aceste recomandări. Mulțumesc și eu. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!